Salutare YouTuberi, astăzi o să vă arăt cum trebuie să faceți cu Bandicam, să-l folosiți și alte chestii. Ok, mai întâi vă trebuie Bandicam. De unde-l downloadați? Vă fac imediat. Îl băgați aici în bară. Ok. O să vă și arăt de unde-l downloadați imediat după ce o să mă bag pe Google Internet. Bun. După ce fac chestia asta, trebuie să aveți neapărat cont de pentru ăsta. Și stați asta. Yahoo. YouTube. Și trebuie să dați aici. Ok, eu o să-i dau singin să mă loghez pe... Ok, mă loghez. Ok, acum sunt la YouTube și mă duc la Upload. O să vedeți aici, când sunteți logat, o să vedeți Upload. Stați un pic să mi se deblocheze. Așteptăm. Așa, bun. Dăm la Upload, aici sau aici, Upload. Și aici este simplu. Dați files to upload. Pentru să fie mai bine pentru voi, puteți să-i copiați titlul din ce locație îl aveți voi în Bandicam, de exemplu, unde vă faceți stocați toate chestiile. Aveți unde sunt stocate toate. Ok? Și dați aici. Puteți să-l dați rename, îl copiați, control C și scrieți aici, control V, de exemplu. Gata. Și da, chiar dacă nu merge, mă rog, dacă nu merge, a doua fază, puteți să le băgați pe desktop-ul dumneavoastră. Hai, frate! Puteți să-l băgați pe desktop. V-ați prins și după ce îl băgați pe desktop, îi dați un refresh la chestia asta. Îl abladați unde l-aveți voi în desktop. Dați open. Și aici o să vă arate. De exemplu, o să abladez una. Care am mai abladat-o? Vedeți? Și o să aici o să băgați tot ce vreți. Atât pentru episodul acesta. La revedere!